Aproximativ 700 de candidați s-au înscris pentru a susține probele din a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2021, care vor începe pe 16 august. La sesiunea de toamnă au o nouă șansă absolvenții care nu au promovat examenul sau între timp și-au soluționat situația școlară. În perioada 19-26 iulie, candidații s-au putut înscrie pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat național, sesiunea 2021. La nivelul județului avem 690 de candidați înscriși. În Olt, examenul se desfășoară în două centre, în Slatina și câte unul la Caracal, Bal și Corabia. Ei vor susține examenele în 5 centre de examen la nivelul județului. Vor fi două în Slatina, la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu Slatina și Liceul Tehnologic PS Aurelian Slatina și câte un centru în Balș, la Liceul Tehnologic numărul 1, Caracal la Liceul Tehnologic Matei Basarab și Corabia la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza. Candidații care au participat și au fost respinși la sesiunile de bacalaureat anterioare pot solicita recunoașterea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și a probelor scrise susținute în aceste sesiuni. Examenul va începe pe 16 august cu proba la limba și literatura română, pe 17 proba la disciplina obligatorie, iar pe 18 este programată proba la alegere. Pe 31 august vor fi afișate primele rezultate, urmând ca pe 3 septembrie să fie făcute cunoscute rezultatele finale. În prima sesiune de bacalaureat de anul acesta, 65,73% au promovat.